Expoziția 100 de ani de la Prima Republică Democrată a Georgiei, organizată de Ambasada Georgiei în România, a ajuns și la Râmnicu Vâlcea. Evenimentul aduce în atenția publicului vâlcean imagini ale unor personalități care au contribuit la obținerea independenței acestei țări și reiterează totodată dorința autorităților locale de a dezvolta colaborarea în plan economic și cultural cu Georgia. Vernisajul expoziției a avut loc astăzi în holul mare al Bibliotecii Județene Antimi Vireanul, în prezența autorităților din Vâlcea și a ambasadorului Georgiei în România. Cu permisiunea excelenței voastre, consider că vernisarea acestei expoziții aici, la Biblioteca Județeană Vâlcea, sub cupola Facerii Lumii, în anul în care sărbătorim atât 100 de ani de la Constituirea Statului Național Român Modern, cât și 100 de ani de la fondarea Primei Republici Democrate a Georgiei, are menirea de a consolida și de a deschide noi perspective de colaborare între cele două state. Îmi exprim speranța că parteneriatul cultural dintre bibliotecă și ambasadă va fi unul dinamic și durabil. Vreau să-i urez bun venit sau bun revenit excelenței sale la Râmnicu Vâlcea. Este un prim pas în a începe a face schimburi, iată, un schimb cultural acum, dar sunt convins că se vor lega, așa cum spunea domnul prefect, și relații economice și culturale și sportive și sociale, pentru că toți avem de învățat unii de la alții, noi de la georgieni, georgienii de la noi. Vă transmit gândurile bune ale domnului Mircea Gutău, primarul nostru pe care l-ați cunoscut, și vă așteptăm și cu altă ocazie la Râmnicu Vâlcea. Întâmplarea a făcut ca acum 6 luni de zile să ne întâlnim pentru prima oară și, deși era un moment trist pentru mine, prezența dumneavoastră în acea zi a însemnat totuși un licăr de speranță și o idee într-o viitoare colaborare care, iată, s-a manifestat cel puțin pe planul cultural. Ați revenit în județul nostru, ați îmbunătățit fondul de carte al bibliotecii, iar astăzi ne întâlnim pentru a doua oară noi. Cu dumneavoastră v-ați întâlnit de mai multe ori. Aș dori ca în anul centenarului și al Republicii dumneavoastră și al nostru, aceste schimburi să nu rămână doar pe palierul cultural, ci să continue și pe palierul administrativ și, de ce nu, și în alte domenii. În primăvara anului 1918, după ce timp de 117 ani s-a aflat sub dominația Imperiului Rus, poporul georgian și-a câștigat independența. România s-a numărat atunci printre cele 18 țări care au recunoscut Prima Republică Democrată a Georgiei. Din păcate, bucuria georgienilor a fost de scurtă durată, căci în 1921 Georgia a fost anexată URSS până în aprilie 1991, când și-a proclamat pentru a doua oară independența. Și de această dată, România s-a numărat printre țările care a sprijinit Republica Georgia. Anul acesta, poporul georgian sărbătorește odată cu o semnificație importantă a istoriei noastre de secole. 100 de ani în urmă, pe 26 mai 1918, Adunarea Națională, aleasă în mod democratic, a anunțat întreaga lume despre restaurarea statului georgian sub forma de Republică Democratică. Republica Democrată a Georgiei era statul orientat către apărarea prosperității sociale ale cetățenilor săi și dezvoltare pașnică. Acesta a fost statul care, printre primele, a abolit pedeapsa cu moartea și a acordat drepturi egale de vot atât bărbaților cât și femeilor. Din păcate, Prima Republică Democrată a Georgiei, după 3 ani de existență, a fost ocupată de către Rusia bolșevică, care s-a soldat cu anexarea totală și instaurarea regimului totalitar, antiuman și represiv. În următorii ani, sute de mii de persoane au fost exilate din patrie și alte zeci de mii au fost împușcate. Poporul georgian până în ziua de astăzi nu știe unde se află cele mai multe morminte, inclusiv ale eroilor naționali și ale personalităților culturale și de știință.
Anul acesta, împreună cu prietenii români, sărbătorim 100 de ani de stat modern georgian și stat modern român. De aceea vreau să profit de această ocazie și să felicit încă deodată poporul român cu aniversarea 100 de ani a Marii Unirii și să le urez prosperitate și dezvoltare. Pentru noi este foarte important că România susține integrarea țării noastre în NATO și Uniunea Europeană. Doresc să menționez faptul că prin bunăvoința excelenței sale, fondul bibliotecii noastre s-a îmbogățit cu un album ilustrat bilingv în limba engleză și georgiană, care înfățișează procesul electoral din acea perioadă, atât prin reproducerea ale documentelor originale păstrate în arhive, precum și prin imagini ale unor postere sau articole publicate în presa vremii. Cu ocazia evenimentului organizat la Râmnicu Vâlcea, conducerea Bibliotecii Județene Antim Ivireanul a înmânat ambasadorului Georgiei în România o diplomă de excelență. Diploma de onoare se acordă excelenței sale Nicolașvili, ambasadorul Georgiei în România, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția adusă la dezvoltarea cooperării bilaterale româno-georgiene și promovarea identității spirituale și culturale a țării domniei sale în județul Vâlcea. Mulțumim frumos! Vernisajul a fost urmat de inaugurarea Centrului de Învățare Formală și Informală Sfântul Antim Ivireanul, proiect realizat în cadrul unui parteneriat între Biblioteca Județeană și Școala Generală numărul 5 din Râmnicu Vâlcea. Muzeul Județean de Istorie Aurelian Sacerdoțeanu a găzduit marți 11 decembrie conferința pe tema Marele Război, Marea Unire, despre participarea României la Primul Război Mondial, reformele care au marcat viața românilor, cum a ajuns tezaurul României în Rusia, cine a înfăptuit Marea Unire și oamenii politici de la începutul secolului 21, a conferențiat la Râmnicu Vâlcea profesorul universitar dr. Sorin Radu. Încercăm să creionăm câteva date și să tragem câteva concluzii legate de ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Este vorba despre o temă pe care am intitulat-o Marele Război, Marea Unire, așa cum spunea și domnul profesor universitar Radu Sorin, din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Anul acesta am vorbit foarte mult despre Marea Unire, dar am vorbit destul de puțin despre Marele Război. Înainte de a începe efectiv conferențierea, dezbaterea, aș vrea să amintesc aici că această dezbatere are loc în cadrul unui proiect pe care instituția noastră, Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea, l-a câștigat în cadrul programului centenar România 100, un proiect în valoare de 20.000 de lei. Am vorbit despre război și dintr-o altă cheie, aceea faptului că a adus marile reforme. E poate un lucru mai straniu să spui că războiul produce și lucruri bune. Dar războiul în situația noastră a adus niște lucruri extraordinare pentru care România au luptat mulți ani. Vă dau câteva exemple. A adus reforma agrară. Era pentru prima dată, în 1917, când se acceptă principiul expropierii și a proprietării țăranilor, când în România se aplica o reformă agrară pe scară largă. Sigur, România a mai trăit o reformă, cea a lui Cuza, dar a fost mult mai restrânsă. Era pentru prima dată, cum vă spuneam, când aproape toate familiile de țărani au primit pământ. E o reformă care, în epocă, a căpătat, dacă vreți, amploarea unei adevărate revoluții. Dar războiul aduce, dacă vreți, sau induce, o altă schimbare. Aduce democratizarea statului. Se legiferează votul universal. Tot în 1917, în plin război, în lunile mai, iunie, iulie, Parlamentul Român dezbătea două mari reforme. Vot universal bărbătesc, deci când spun vot universal era citit în cheie bărbătească, asta este, românii n-au fost campionii feminismului, sigur că în Europa în acea perioadă drepturile femeilor nu erau înțelese ca astăzi, exista o altă percepție asupra participării femei la viața politică, românii vor trece mai târziu la această reformă, dar am închis paranteza. Deci, în România, în plin război, în 1917, se produc, Parlamentul discută și adoptă două mari reforme epocale. Reforma votului universal și reforma agrară. Vă întrebați poate ce-o fi făcut Parlamentul în timp de pace, dacă iată în timp de război a reușit să facă asemenea lucruri mari. E bine, în timp de pace, politicienii fac ceea ce fac de obicei.
discută idei politice într-un cadru organizat. Diferența era că atunci nu erau plătiți, pentru că parlamentarii aveau un statut social foarte ridicat și se întrețineau singuri. Cu alte cuvinte, făceau politică, se certau în Parlament, discutau în Parlament, dar pe banii lor. E bine, iată, în timpul războiului se produce ceva. E ceva acolo, în așa fel încât România răstoarnă o adevărată scară de valori și aduce pentru prima dată concepte radicale. Proprietatea, funcție socială, în țăranul român este tratat ca un egal și este privit ca un element esențial al statului și primește pământ, pentru că pământul era considerat esențial pentru definirea acestei clase sociale, pentru progresul acestei clase sociale și aduce implicit votul universal. România a intrat în război în 1916 alături de Franța, Marea Britanie și Rusia pentru a recupera teritoriile aflate sub dominație germană și austro-ungară. Înfrângerea de la Turtucaia a distrus entuziasmul armatei române prost înzestrată și a scos la iveală faptul că țara nu era pregătită să susțină un război de o asemenea amploare. După un început dezastruos, pierderea Dobrogei, Munteniei și Olteniei, apărarea Moldovei a rămas marea miză pentru armata română. Având în vedere situația pe frontul din Moldova, au fost mobilizați țăranii soldați. Toate aceste eforturi au coagulat, au strâns, au solidarizat, românii au trecut peste interesele de partid, au reușit să se adune și în acea mică Moldovă suprapopulată și aparent sufocată să se reorganizeze. Așa se nasc marile victorii ale armatei române de pe frontul din Moldova. Dar mai au o explicație, ceea pe care am enunțat-o la începutul demersului meu. Țăranii soldați. De ce folosesc expresia țăran soldați? Pentru că până atunci erau soldații armate române. Dar dintr-o dată, la 1917, prin primăvară, așa încep să vorbească ziarele, să scrie politicienii despre țăranii soldați. Dintr-o dată, țăranul ăsta, care mereu era talpa țării, cel puțin așa era descris, dar era, de fapt, un element de discurs. Toată lumea vorbea despre el când era în opoziție sau când era în alegeri și toată lumea uita de... Sigur, nu vreau să fac nicio trimitere la politicienii noștri, deci persoanele de față se exclud, dar în general, țăranul român era lăudat atunci când era în campanie, era talpa țării și când ajungeau la guvernare, cam uitau de Nea Ion și de Nea Gheorghe. Ei bine, acum în martie 1918, de fără nicio trimis al României vicepreședinte, uite, sincer, nu mi-au făcut temele și nu știu ce partid sunteți, așa că pot să spun că nu e cu nicio țintă. Cert este că politicienii, în frunte cu regele, au scos, dacă vreți, de la naftalină două proiecte majore ale lor. Mai bine de 40-50 de ani, elita politică românească vorbea despre reforme. Era frumos să vorbești și astăzi, dacă deschidem televizorul, reforme. Sunt niște viori care, nu știu, parcă nici nu mai suntem sensibili la cuvântul reformă, de atâta ori l-am auzit. Așa se întâmplase în România de dinainte de război. Toată lumea vorbea de vot universal, toată lumea vorbea de pământ. Toată lumea spunea că lumea rurală este înapoiată și că nu poate fi salvată decât de aceste două reforme. Ba, unii spuneau că mai trebuie o a treia, știința de carte. Dar știința de carte, luminarea poporului, spuneau unii, nu poți să faci cu stomacul gol. Deci, cu alte cuvinte, era vorba de prioritizare. Să le dăm pământ și după aceea să învățăm carte. Alții, Iorga, de exemplu, spunea, nu. Țăranul român nu are nevoie de pământ. El are pământ, dar e analfabet și nu știe să lucreze performant pământ. Deci, lăsând la o parte asemenea opinii des întâlnite în epocă, toată lumea vorbea de reforme. Dar a venit războiul și au mai găsit politicienul motiv să le amâne. Dar în martie 1917, când România era în pragul dezastrului, statul era în faliment, practic România a rezistat din inerție, din proasta percepție a trupelor, a comandamentului trupelor germane și austriece față de realitățile din Moldova. Deci în acel moment, regele este cel care, alături de Emil Brăteanu, scot, cum vă spuneam, de la naftalină acest proiect al reformelor. Și-au adus aminte de țăranul soldat. Păi mai puteai să-l trimiți pe țăran la război cu stomacul gol să-i spui că luptă pentru patria lui, când politicienii au părăsit Bucureștiul? Mai puteai să-i spui țăranului român să-și dea viața pe front pentru ce? Când tu i-ai promis ani și ani pământ. Ei bine, acum este momentul, în martie, când politicienii au decis că e ceasul reformelor. Suntem singura, lăsând Rusia Sovietică deoparte, unde cu totul altceva, sunt singura țară prinsă în război, implicată în război, care, al cărui Parlament votează reforme social-politice. Nicăieri în Europa. Este, dacă vreți, ceasul de aur al politicienilor români. Dar, când au trecut la planul ăsta de reforme, credibilitatea lor era scăzută. Eșecul din război, promisiunile deșarte, dezastru militar,
nu vreau să dau exemple, sunt și filmat acum, dar numai Turtucaia, s-o pomenim, toate acestea au aruncat o umbră asupra politicienilor și chiar asupra unor generali armate române, care erau acuzați că sunt menținuți în funcții de clasă politică. Și atunci credibilitatea lor în fața țăranilor era pierdută. Este momentul în care, aici e de fapt secretul, regele este cel care își asumă programul de reforme. Era singurul credibil. El pleacă pe front, merge pe frontul de zona Bacăului, unde era staționat armata a doua condusă general Averescu, și promite glasul lui, cu vorba lui, reforma agrară, pământ țăranului, și nu zice vot universal, că eu nu prea știa ce la vot universal. Are expresia o mai largă participare a țăranilor la viața publică. Cum o fi țăran, nu am înțeles. Când regele cu gura lui a promis aceste lucruri, credibilitatea a fost foarte mare. Așa se explică că în plin război Parlamentul se întrunește și a fost atât de greu să adun parlamentarii. Mare parte din parlamentarii români, nota bene, erau refugiați în Odessa, au considerat mai sigur Odessa decât Iași. Adică teama, de ce credeți că guvernul român a dus tezaurul nu la Iași, ci în Rusia? De teamă, au crezut efectiv că după căderea Bucureștiului, Moldova va fi ocupată. Spaima era mare. Parlamentarii, o parte dintre ei au fugit în Occident, îi găsim la Paris sau prin alte locații, pe alții îi găsim la Odessa. A fost foarte greu să facă quorum. Și interesant că n-au mai ținut cont. Da, au fost niște opozanți ai reformelor, dar reformele au fost votate de foarte mulți conservatori, membri de Partidul Conservator, care până atunci se opusese celor două reforme. Aici e interesant că au înțeles ceasul. Cei care s-au opus, știți care e paradoxul, cei care au votat împotriva reformelor, n-au fost conservatori. Au fost 17, dacă țin eu bine minte, 17 sau 27, uite, e un 7, scapă acum, nu are importanță, un număr restrâns de parlamentari au votat împotrivă, erau membri așa numitului Partid Nou Înființat, Partidul Muncii, condus de Nicolae Lucu. Dr. Nicolae Lucu. Ei se opuneau reformelor pentru că le considerau prea restrânse, le vreau mai radicale. Erau influențați de Revoluția Bolșevică, de lovitoarea de stat bolșevică, de decretul asupra pământului al lui Lenin și vreau niște reforme radicale. Aceste reforme au avut rolul unui catalizator al țăranului. Țăranul român a crezut în rege, a crezut în programul de reforme, chiar dacă n-au intrat în posesia pământului. Și situația a fost cu atât mai dramatică, cu cât de pe frontul din Moldova s-a retras Rusia. Armata rusă, după Revoluția, după armistitul la Brest-Litovsk și de, mă rog, după lovitura de stat, armata rusă se retrage, România rămâne singură pe frontul de est. De asta presiunea reformelor a fost foarte mare. Risca România să cadă, eventual, într-o revoluție de tip bolșevic, așa cum era în Imperiul Rus. Acesta este elementul care determină o transformare radicală psihologică. Și vorbim acum de așa numită psihologie a tranșeelor, de un țăran schimbat, de țăran soldat care crede în alt ideal. Pentru că acum luptă pentru idealul lui, pentru pământul lui, pentru votul lui. Iar rezultatele de la Mărăști, Oituz, trebuie citite în această cheie. Nu că a fost un alt Ion, a fost același Ion, dar același Ion știa pentru ce luptă. Revendicarea Unirii a devenit o adevărată practică printre politicienii români după rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Unirea cumva vine ca un corolar al Marelui Război. Acum, sigur, ca să ajung și la concluzii, că timpurile sunt foarte înaintate, întrebarea cheie, la care mulți au căutat un răspuns, cine a făcut Unirea? Cum îmi place mie să spun, dacă Unirea, Mare Unire, a avut un părinte, a avut doi părinți. În general, dacă urmărești publicistica, și nu vorbesc mai despre lucrări de istorie, constați că Unirea asta, Mare Unire, a avut mulți părinți. Pentru că era foarte ușor să-ți legitimezi întreaga ta activitate sau să-ți legitimezi un demers politic spunând că ai contribuit la realizarea Unirii sau chiar tu ai făcut Unirea. Deci revendicarea Unirii devine o practică imediat după încheierea procesului. Liberalii, Ionel Brâteanu, vor spune că noi am făcut Marele Război, noi am făcut Unirea. Conservatorii trebuie să spună și ei, păi știți, și noi am făcut măcar parte din Unire. În general, clasa politică, bineînțeles, partidele politice din provincii, Partidul Național din Transilvania sau Partidul Democrat al Unirii din Bucovina, toate s-au proclamat ca fiind realizatoarele Unirii. Pentru că toate au contribuit. Sigur că exista un discurs armata, fără efortul militar, fără sacrificiile armate române,
nu am fi vorbit astăzi de România, așa cum exista ea, fără instituțiile culturale. Și începe un întreg demers care durează de 100 de ani de legitimare și de justificare a efortului pe care diferite instituții, personalități, etc. le-au făcut pentru realizarea unei. Ba, există discursul ăla stimulat foarte mult de Partidul Comunist, că de fapt unii le-au făcut o masele. Corduse din umbre de reprezentanții, nu putea mai spune ai Partidul Comunist că nu exista partidul, cu reprezentanții, vârfurile, mișcării socialiste sau de stânga, că uneori se delimitau de socialiști, mișcării de stânga și, mă rog, din această alianță se naște Partidul Comunist, ca reprezentant, mă rog. Deci, concluzia e că, până la urmă, unirea, noi, toți am făcut-o. Și armata, cu contribuția ei, și cu sacrificiile, și cu erorile ei, și politicienii, cu contribuțiile, cu erorile, greșelile, mai mult sau mai puțin lumești, și așa mai departe. Toți au contribuit. Pentru că este un efort național. Un proiect, România dodoloață, născut la mijlocul secolului, sau la a doua parte a secolului al XIX-lea, prinde conturi în 1919. Nu este 18. Și poate în alt context să vorbim ce am făcut noi cu România asta dodoloață în ultima sută de ani. Conferința a fost organizată de Muzeul Județean de Istorie Aurelian Sacerdoțeanu în cadrul proiectului 100 de ani de la Marea Unire, proiectul strategic Centenarul Marii Uniri, finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Un profesor de pictură din Râmnicu Vâlcea vrea să intre în cartea recordurilor cu cea mai mare icoană realizată pe sticlă. Ajutat de o echipă de 5 elevi de la Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea, Adrian Luță a schițat deja chipurile sfinților și mai multe scene din Biblie, printre care botezul și învierea Mântuitorului. Este vorba despre un triptic, un ansamblu compus din 3 panouri de sticlă, având în total 8 metri înălțime și 6 metri lungime. Deci, după cum vedeți, icoana la care lucrează elevele mele de la Palatul Copiilor, va fi centrală. Tema este învierea Domnului și pe lângă învierea Domnului, care este scena centrală, va fi însoțită de două registre. Primul registru va fi cu praznicile împărătești și al doilea registru va fi cu scene din viața Mântuitorului. Ce înălțime va avea? Ce dimensiuni va avea? Deci ambele icoane vor avea o înălțime de aproximativ 1 metri pe 6 metri. Cea mai înaltă din lume. Cea mai înaltă din lume și primul triptic din lume. E genial să lucrez în acest proiect. În ce clasă ești? A 12-a. Și te descurci, e greu? Multă migală din câte vedem. Da. Dar repetând și refăcând icoane, poți să le faci fără efort. Poți să reproduci. Da. Adrian Luță are 27 de ani, este absolvent de teologie, dar predă pictură la Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea. A ajuns în atenția opiniei publice în vara acestui an, când a început să reproducă imagini cu Râmnicul de altă dată pe 58 de panouri fonice stradale din plexiglas amplasate în centrul orașului, lângă podul Vinerii Mari. Ideea realizării unei icoane cu dimensiuni de cartea recordurilor este mai veche, spune pictorul, care și-a pus la bătaie toate economiile pentru a realiza acest proiect. Singura problemă în momentul de față este lipsa timpului, atât artistul cât și elevii săi, dorindu-și să poată lucra mai multe ore în atelier. Știți care este mare parte problema? Problema este timpul. De exemplu, eu predau la Palatul Copiilor de la 2 până la 6, în fiecare zi, de luni până vineri și mai predau și duminică. Problema e că eu vin printre picături să lucrez cu elevele mele și elevele mele vin la fel. Ele, de exemplu, Marica și cu Mirela au o să aibă bacul. Anul acesta, în clasa 12-a. Ele au și, trebuie să ocupe și cu școala, și cu pregătirea pentru BAC, și cu icoană. Și abia reușit să ne facem timp. Ce au zis cunoscuții când au auzit că tu lucrezi aici la cea mai mare icoană din lume? Numai părinții mei știu. Dar părinții, colegii, da. Nu știu? Nu știu. Nu le-ai spus? Știri din ta mea știe. Atât? Da. Și cum procedezi? Vin afara orelor și lucrezi aici sau cum? Sâmbăta și duminica sau... Vinerea. Sau vinerea. În general, câte ore aloci acestui proiect? Sâmbăta lucrez cam vreo 5 ore, 6 ore și vinerea stau numai vreo 3-4 ore, nu prea în timp. Pictez din clasa 5-a a 6-a, deoarece am avut niște probleme de sănătate și a fost un medicament. Terapie? O terapie. Și m-a ajutat. Și acum te simți mai bine? Da. Te-ai recuperat, practic. Da. Mă uitam
la diverse site-uri și vedeam oameni cum desenează foarte frumos și am încercat să fac și eu, pentru că nu mă credeam talentată și nu aveam un talent anume și așa că de ce să nu încerc? Și uite că am reușit și a fost foarte, nu știu, wow, să zic așa, pentru că nu m-așteptam să fac ceva așa frumos. Mai mult de lucrat. La aceasta? Da. Doar să o colorez, să o pictez. Ne poți explica ce nuanțe vei folosi pe unde? Maro, ocru și în zonele mai umbrite, umbră naturală. Fețele le voi face cu un amestec de alb, galben, portocaliu și puțin roșu. Iar veșmintele după niște culori mai deschise, după luate după canon. Iar aici voi face niște detalii pentru că o să fie cum trebuie. Icoana uriașă, pictată la Râmnicu Vâlcear, putea fi omologată anul viitor. Ultimul record în materie a fost stabilit în Arad de Aurelia Bobocel, care a reprodus cina cea de taină pe sticlă încălzită. Icoana omologată în 2004 de Guinness Book are 2 metri lungime și 1 metru și 8 mm înălțime. 10 de brazi de Crăciun confiscați de polițiști în urma unei razii pe șoselele din Vâlcea. Agenții din cadrul Serviciului Ordine Publică și Poliției orașului Brezoi au efectuat marți 11 decembrie verificări în trafic pe raza mai multor localități din Vâlcea. În timpul acțiunii au fost constatate o serie de nereguli pentru care s-au aplicat 8 amenzi în valoare de 17.000 de lei. Printre cei care au avut de a face cu polițiștii se numără un șofer din Vâlcea care transporta 80 de pomi de Crăciun fără să dețină aviz de însoțire a mărfii. Bărbatul a fost oprit la control în timp ce se deplasa pe raza localității Vaideni. Pe lângă amenda primită, acesta a rămas și fără brazi, pomii de Crăciun fiind confiscați de polițiști. Taxele și impozitele locale datorate de râmniceni nu se vor majora în 2019, ele fiind menținute la nivelul anului 2018. Cu 18 voturi pentru și 3 împotrivă, consilierii locali ai municipiului Râmnicu-Vâlcea au adoptat marți în ședința extraordinară proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019. Pentru asigurarea resurselor financiare necesare finanțării proiectelor majore de dezvoltare și modernizare a municipiului și a celor pentru finanțarea cheltuielilor curente de funcționare a structurilor și instituțiilor finanțate din bugetul local, municipalitatea propune pentru anul 2019 menținerea cotelor de calcul a obligațiilor la impozitul pe clădiri, a sumelor fixe la hectar pentru calculul impozitului sau taxei pe terenurile cu construcții și a sumelor fixe ce se au în vedere la calculul impozitului pe mijloacele de transport la nivelul celor practicate în anul 2018. Vor fi însă și modificări față de anul 2018, astfel începând cu 1 ianuarie 2019 se instituie, printre altele, taxă oficiere căsătorie în afara sălii special amenajată în bulevardul Tudor Vladimirescu, numărul 15, în locații precum lăcașe de cult și restaurante. Hotărâri destul de importante astăzi în o ședință extraordinară. Părerea mea că taxele și impozitele locale nu sunt ceva extraordinar, ci sunt ceva foarte ordinar, foarte normal și foarte bine trebuie să fie cunoscute de cetățenii orașului. Mă rog, probabil că din alte motive s-a uitat. Ceea ce vreau să vă spun este că Partidul Național Liberal s-a făcut clar cunoscută poziția încă de la începutul anului 2018, când s-au pus în discuție taxele și impozitele locale pentru anul acesta. Pentru anul următor se prevede cam același nivel al taxelor și impozitelor locale ca în anul 2018. Nu am fost de acord cu acea mărire la începutul anului pentru taxele și impozitele în 2018. Ne menținem în aceeași poziție că făcând niște cheltuieli mai bine prevăzute, precise și cu un scop clar pentru a facilita accesul cetățenilor la obiectivele care aparțin primăriei, servicii și altele, ne menținem aceeași poziție și nu putem aproba acest nivel al taxelor și impozitelor locale pentru 2019. Puteți zice la vot? Da.
Vreau să întreb, am discutat și înainte cu domnul Ghivelbi, dar există posibilitatea să acordăm reduceri de impozit pe clădiri și pentru locuințele construite după 1990. Am văzut că perioada 1950-1990, din punct de vedere... Perioada este stabilită prin codul fiscal, nu mai deci preluăm în hotărâre. Vă mulțumesc. Domnul consilier, vreau să mai încerc acum să vă explic, pentru că sunt convins că nu o să înțelegeți. Deci taxele și impozitele locale rămân exact cum au fost taxele aprobate în 2018. Singurele taxe care se pun, se pun datorită solicitărilor pe care le-au oameni la căsătorie. Atunci când unul vrea să facă o căsătorie într-un anumit loc special, noi trebuie să deplasăm personal, mașină, care trebuie plătit. Ori suplimentare trebuie plătit. Deci, gradomania se plătește. Sau, dacă se plătește, poate să facă. În rest, taxele rămân exact cum au fost cele de altă. N-are rost să-i grupărim în viață, dar nu cred că mulțumesc. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 3 voturi împotrivă. Conform hotărârii adoptate, se acordă bonificația de 10% la impozitul pe clădiri, pe teren și pe mijloace de transport persoanelor fizice și juridice care achită integral până la data de 31 martie 2019, inclusiv obligațiile datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol fiscal unic provenind din orice fel de taxe și impozite, inclusiv amenzi. Munca la negru sancționată aspru de inspectorul ITM luna trecută. Valoarea amenzilor aplicate angajatorilor vâlceni care au încălcat prevederile legislative în domeniul relațiilor de muncă și contractului colectiv de muncă în luna noiembrie a fost de 59.000 de lei în timpul celor 116 controle efectuate, fiind identificate 10 persoane primite la lucru fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. De asemenea, au fost dispuse 376 de măsuri de remediere a neregulilor constatate, fiind aplicate și 25 de sancțiuni contravenționale, din care 18 avertismente și 7 amenzi în valoare de 59.000 de lei, precizează inspectorul șef al ITM Vâlcea Ion Tănăsoiu. Neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, neîntocmirea foilor colective de prezență, neplata drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, neplata orelor suplimentare și a orelor de noapte sau nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control sunt câteva dintre neconformitățile constatate în luna noiembrie. Tot luna trecută la ITM Vâlcea au fost depuse 2 contracte colective de muncă și un act adițional. Cupa României la fotbal la nivelul județului Vâlcea a ajuns în faza optimilor de finală, bun găsită de la stadionul din Vlădești. Arena pe care echipa antrenorului jucător Ștefan Răcăreanu, ASE Băile Olănești, își dispută meciurile considerate pe teren propriu. Formația gazdă activează în Seria Nord din Liga 4, acolo unde anul nou o va găsi pe primul loc al clasamentului. Astăzi va fi adversară cea mai puternică echipă din fotbalul județean. Este vorba de ocupanta locului întâi din Superligă, Viitorul Dăiești. Derbiul celor două lidere va fi condus la centru de Ioan Iulian Mihai, ajutat la cele două linii de Ramona Bălteanu și Simona Sima. În caz de egalitate, după 90 de minute, se va trece direct la executarea loviturilor de departajare. Gazdele în echipament galben-negru trecuseră în faza precedentă cu 6-3 de Clubul Sportiv Șușani, în timp ce lidera Superligii eliminase cu 10-1 pe tineretul Surpatele. Trupa lui Gabriel Mangalagiu a deschis scorul destul de repede. Capitanul Bogdan Preda i-a trimis bine pe flancul drept lui Ionuț Lăzărescu, a cărui centrare l-a găsit în fața porții pe Cristian Pașoi, cel care a înscris pentru 0-1. Același Pașoi a ratat incredibil în urma unei centrări trimise perfect de Marian Roșu. La cealaltă poartă, un șut trimis din unghi de Octavian Andrescu nu i-a creat mari probleme lui Armeanu, după care Raul Horumbă a irosit o bună șansă de a dubla avantajul echipei sale. Avea să o facă 3 minute mai târziu la o fază asemănătoare, în care a căutat de această dată colțul lung și l-a învins pe George Popescu. Revenim la poarta lui Armeanu, acolo unde o centrare a lui Teodor Oprea, deviată de Ștefan Ene, a făcut ca balonul să ajungă la Andrescu, al cărui șut a fost scos în corner de golkeeperul oaspeții
emoțiilor. A urmat centrarea lui Leonard Săraru, perfectă pentru Pașoi, dar Popescu a fost salvat de transversală. Lovitură liberă pentru Dăiești, Florian Pârvu a trimis și el în transversală. Ioan Săraru a fost pe fază, dar execuția a lăsat de dorit. Gazdele au ratat șansa de a se apropia la un gol în urma unei centrări a lui Andrescu pentru Constantin Ilie, al cărui șut a trimis balonul peste. La puțin timp de la reluare, Florin Duma l-a faultat în suprafața de pedeapse pe Ion Marian, centralul Ioan Iulian Mihai a dictat penalti. Executat și transformat de Florian Pârvu pentru 0-3, a urmat o acțiune personală pe care și-a trecut-o în cont Leo Săraru, dar șutul său a fost deviat la timp de Popescu. O pasă înapoi a lui Horumbă i-a dat posibilitatea lui Pașoi să-și treacă în cont dubla și oaspeții conduceau cu 4-0. Eugen Stoleriu a avut șansa să reducă din handicap, dar nu a fost de acord armeanu. Avea să o facă Florin Duma la pasa aceluiași Stoleriu și gazdele au înscris golul de onoare. Cu 5 minute înainte de final, Ion Marian a parcurs un slalom perfect, finalizat cu golul care a stabilit rezultatul partidei. ASE Băile Olănești, Viitorul Dăiești 1-5. Câteva concluzii despre victoria de astăzi. Bună ziua, în primul rând. Concluzii, un meci ușor, o echipă de nivel inferior nou. Am încercat să ne facem treaba și să trecem mai departe în luna următoare. Obiectivul nostru a reușit. În campionat e totul bine, suntem pe primul loc. Terminăm, iernăm pe primul loc și eu zic că sperăm să o ținem așa și în retur, să mergem mai departe și în cupă și să ne realizăm obiectivele. Un sezon foarte bun pentru echipa dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Bine, jocul de astăzi era a fost un joc normal de cupă, cu o echipă într-un campionat mai jos, dar care s-a bătut pentru rezultat. E greu, e foarte greu să poată să reușească un rezultat bun. Surprizele în cupă, într-adevăr, sunt, dar nici la momentul ăsta noi deja suntem în formare unei echipe bune, care, părerea mea, este peste tot ce se întâmplă în județ, în afară de echipa din Horezu. Trupa lui Ștefan Răcăreanu părăsește competiția și rămâne cu satisfacția poziției de lideră în Seria Nord. Câteva concluzii despre meciul de azi. Ce să spui, după 5-1 este evidentă diferența de valoare. Se vede că primele trei echipe din Superliga domină autoritar în meciurile de cupă. Am încercat să ne ridicăm la valoarea echipei adversare. Ce să spui, e greu. Când joci cu o echipă cu salarii care fac 2-3 antrenamente pe zi, diferența de valoare, pregătirea fizică, valoarea în primul rând. Despre ce vorbim? Sunt jucători care au jucat la Liga 1, Liga 2. Am încercat, mă bucur că am ajuns până aici. Sperăm să revenim în retur, să menținem diferența de puncte. Ce pot să spun? Nu sunt supărat pe colegii mei. Bani în contră, le mulțumesc pentru tot ce a făcut în acest sezon. Și eu sper să fie din ce mai bine. Tehnicienii ambelor echipe își fac deja planurile pentru noul an. Ce așteptări aveți de la 2019? Sigur, important este să ne realizăm obiectivul, să promovăm, câștigăm barajul și să încercăm să formăm o echipă bună și pentru divizia C. Să urmăm exemplu celor din Horezu, care cu seriozitate chiar îi fericit pe calea asta, pe Adi și pe primarul din Horezu, au făcut lucruri foarte bune acolo. Da, 2019, sperăm să fie cel puțin ca în 2018. Am avut și câteva sincope, pot să spun că am avut și de câteva ori noroc. În schimb, cred că suntem meritați pe primul loc. Nu cred că se poate spune că suntem nemeritați pe primul loc. În momentul în care am terminat un tur și 2-3 etape din retur fără înfrângere, cred că suntem pe primul loc și merităm să promovăm. Acum vedem ce jucători vor veni din iarnă, pentru că sunt jucători care, din punctul meu de vedere, nu au ce să mai caute în acest grup. Voi încerca să aduc alți jucători care să se plieze pe ceea ce vrem să facem la Băile Olănești, nu pe golănisme, pe certuri, pe chestii de amatori, aș putea să spun că sunt chestii de amatori și te doare când vezi că te duci și joci cu echipe bune și vezi astfel de jucători care vin și în loc să respecte fotbalul, vin cu golănele de la pe Nostroven și pe... Asta e. Așadar, Viitorul Dăiești se califică în sferturile de finală, fază programată în primăvara anului viitor, atât de la Vlădești pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Hey!
Duelul forestierilor, asta se poate spune despre întâlnirea din cadrul optimilor Cupei României la fotbal. Bun găsit de la Măldărești, aici unde forestierul Roman primește vizita celor de la Foresta Mălaia. În faza precedentă, ambele echipe au furnizat mari surprize, reușind să elimine două formații din Superligă, DC Râmnicu Vâlcea, respectiv Coziacă Limănești. Întâlnirea va fi condusă la centru de Paul Florin Păunescu, ajutat la cele două linii de Andrei Cristian Dumitrașcu și Mihai Florinu Dubașa. Dacă la sfârșitul celor 90 de minute rezultatul va fi egal, se va trece direct la executarea loviturilor de departajare. Așadar, performerele rundei precedente aveau să ofere și în optimi un adevărat spectacol care a avut de toate: un penalti ratat, alte patru transformate și numai puțin de 12 goluri. Gazdele în echipament albastru au avut în portarul Iulian Ciontea, un adevărat înger păzitor, care a scos miraculos în trei rânduri la situațiile create pe rând de Marian Crang, Alexandru Anghel, respectiv Daniel Vangu. Oaspeții au obținut un penalti pentru un fault al lui Ion Avram asupra lui Cristine Voicu, iar Marian Crangă a transformat pentru 0-1. Trei minute mai târziu, Luțescu a scos în dreapta pentru Mihai Stoian, al cărui șut puternic a restabilit egalitatea. Capitanul gazdelor, Cristian Radu, a scos și el un penalti. Stoian a încercat să-și treacă în cont dubla. Rotaru a respins în față, acolo unde, venit lansat, Alin Bolca a trimis prea sus și balonul a șters transversala. O lovitură liberă periculoasă, executată perfect de Cătălin Duminică, a făcut ca trupa din Mălaia să preia din nou conducerea. Bucuria oaspeților nu a durat prea mult, pentru că egalitatea a fost restabilită în urma unui șut înșelător, trimis la colțul lung de Cristian Radu. Echipa președintelui Dumitru Drăgănescu a fost aproape de 3-2, dacă șutul trimis plasat de Luțescu nu ar fi ocolit de puțin ținta. A fost, în schimb, 2-3, pentru că un nou penalti acordat oaspeților a fost transformat de Cătălin Duminică. Duelul Duminică-Radu a continuat, cel din urmă reușind să-și treacă și el în cont dubla și să stabilească rezultatul pauzei, 3-3. În debutul actului secund, același Cristian Radu l-a servit perfect pe Luțescu, cel care nu avea cum să rateze, și gazdele au preluat conducerea. Cristian Radu a mai scos un penalti, tot el l-a transformat și echipa din Romani s-a dus la două lungimi. Schema de la golul 4 s-a repetat apoi, în sensul că Radu l-a servit pe Luțescu și scorul a devenit 6-3. A venit rândul lui Mihai Stoian să înscrie al doilea său gol și al șaptelea în contul forestierilor din Romani. Ne mutăm la cealaltă poartă, acolo unde Cătălin Duminică a transformat un nou penalti și a redus din handicap. Diferența de 4 goluri a fost refăcută în penultimul minut, atunci când Cătălin Sima și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a stabilit rezultatul final: forestierul Romani, Foresta Mălaia, 8-4. O nouă surpriză în Cupa României. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Sunt foarte bucuros că am reușit încă un meci foarte bun. Data trecută m-am învins cu 4-3 o echipă din Superliga, iar acum am eliminat o echipă bună de Liga 4. Le mulțumesc băieților, sunt niște băieți sufletiști. Sunt foarte bucuros. Sunt foarte bucuros că am câștigat și mergem cu încredere în turul următor. Vă repet, nu este nicio surpriză. Echipa se mobilizează de fiecare dată și cu echipierii chiar și-a făcut datoria astăzi. A fost un meci greu. Prima repriză o consider echilibrată. Și dintr-a doua repriză ceva s-a schimbat în jocul nostru și cred că am fost mai hotărâți, mai decisi în a câștiga. Și am aduce din nou spectacol la Măldărești. Ați ajuns în sferturile Cupei României. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Ce să vă spun, așa cum sunt meciurile de Cupa României, sunt meciuri frumoase, cu destul de scor. Sunt bucuros că am putut să ajut echipa pentru la această victorie, prin cele trei intervenții din începutul meciului. Și să vedem cine urmează la primăvară să ne întâlnim cu ei tot aici la Măldărești. Ce să vă spun, după mai multe etape am reușit și eu să ajung la acest meci. E într-adevăr o echipă Mălaia, Foresta Mălaia, care este în Liga 4. Băieții s-au dăruit foarte mult, le mulțumesc tuturor jucătorilor, mai puțin... Adică să scoatem în relief jignirile care au fost aduse în teren de către unii jucători de la Foresta Mălaia.
În rest, ce să vă spun, nu este o surpriză pentru că băieții au crezut în ei, dovadă că rezultatul din teren și-a spus cuvântul. Aș vrea ca să le mulțumesc, să le urez un an nou fericit, având în vedere că etapa următoare din cupă se va desfășura în primăvară. Cam atâta de la Măldărești și încă o dată vreau să felicit întreaga echipă și pe toți factorii care s-au implicat în bunul mers al acestei echipe. Forestierii din Romani se gândesc deja la sezonul de primăvară. Ce așteptări aveți de la 2019? Mă bucur foarte mult. Aștept să mai facem, eu am jucat o finală de Cupa României în 2006 și aș dori din tot sufletul să ajungem cel puțin în semifinalele Cupei României pe județul Vâlcea. Să ne reîntâlnim cu aceeași echipă și să fim cel puțin la nivelul de acum. Mulțumim, să ne întărim, exact, cum zice și domnul președinte. În primul rând, sănătate. De asta avem nevoie toate și noi victorii pe plan sportiv. 2019 să terminăm ca și anul trecut campionatul pe locul 2, dacă se poate, și locul 1. Noi nu avem un obiectiv clar de promovare, noi jucăm fotbal de plăcere și având în vedere că rezultatele vin de la sine, așteptăm acum atragerea la sorți în sferturile Cupei României, să picăm cu o echipă cât mai bună, vom juca tot acasă, deoarece suntem o echipă din Liga 5-a și vom fi gazdă, indiferent de echipa cu care vom juca. Așadar, duelul forestierilor a fost câștigat de forestierul Romani. Atât de la Măldărești, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Cătăline, simplu, te ide!